În alt preasfințitul Teodosie lansează un nou anunț. Persoanele care fac glume despre biserică vor fi condamnate la 2 ani de închisoare într-o țară NATO. O inițiativă stârnește controverse în aceste momente. Cei care îndrăznesc să facă glume despre biserică vor fi pedepsiți din punct de vedere legal. Arhiepiscopul Tomisului a comentat această măsură, care a stârnit numeroase controverse. Ministrul Justiției din Polonia strânge deja semnături pentru revizuirea codului penal. Cei care fac glume despre biserică ar putea primi 2 ani de închisoare. Această inițiativă a strâns deja peste 100.000 de semnături și ar putea fi supusă la vot în Parlament. Conform spuselor oficialului din Polonia, acest demers al său de a proteja de glumele proaste este unul extrem de necesar. Acesta a declarat că o parte a societății manifestă un nivel ridicat de agresivitate față de biserică. Inițiativa aceasta a venit imediat după ce o femeie din Polonia a fost amendată cu 420 de euro pentru că a aruncat cu ou în poarta unei biserici. Acest lucru s-a petrecut în timpul unui protest față de interzicerea avortului. Sigur că trebuie cumva cândva reglementate aceste lucruri, adică credincioșii nu-i agresează pe cei necredincioși, nu-i ironizează, îi lasă în modul lor de a se comporta. Cine credincioșii trebuie să nu-i agreseze pe credincioși. Cred că au trecut măsura, de aceea ministrul Justiției din Polonia s-a gândit la aceste inițiative ca să nu mai existe alte tensiuni între credincioși și necredincioși. De ce să fie instituția bisericii atât de blamată? Pentru că biserica se ocupă să facă bine oamenilor, să îi înfrățească, să-i ajute, face asistență socială, nu face niciun rău. De ce să fie luată în râs? Cred că oarecum se justifică toate acestea. Vor face ce vor considera, însă se justifică oarecum această atitudine agresivă. Fiecare instituție trebuie să fie respectată, iar libertatea de credință nu trebuie să fie baciocorită. Dacă Ministerul Justiției, ca și în Polonia, ar lua această atitudine, noi nu vom solicita în alt preasfințitul Teodosie, relatează știrile canalde.ro.